puteți vorbi la infinit despre pantofii scriitorilor, despre ochi, despre ochelari, despre plăceri. Mărturisesc că am niște carnețele în care am notat foarte multe momente dintre astea, când mă întorceam din deplasările mele cu scriitorii, momente care făceau separat, adică se detașau în acea, în delta, în, pe unde am umblat cu ei, notam asta, sunt pline de har, de... Sunteți pur și simplu depozitarul unor momente la care nu am avut acces noi, cititorii, privitorii acestor fotografii. Știu că au fost foarte mulți care au venit să vă vadă expoziția de la Clubul Prometeus. Sunt foarte mulți care s-au bucurat că ați născut în sfârșit o expoziție atât de frumoasă. Ați născut-o greu. Prima parte. Da. Să țin foarte mult la asta. Pentru că partea a doua poate e mai interesantă, pentru că am căpătat și experiența expozițiilor, să zic. Acum fac, da, vorbesc foarte serios. Am peste 100 de filme nedevelopate de la cele două conferințe ale scriitorilor și n-am developat filmele alea. Mă întâlnesc cu ele acolo, sunt, părerea mea, niște imagini uluitoare, tot cu scriitorii. Mi-am făcut un studio acolo, în amfiteatru, unde s-a ținut și cred că lucruri formidabile. Aș face o expoziție numai cu acele două conferințe ale scriitorilor de care... Ați putea să faceți zeci de expoziții, da. Și într-un fel avem și noi datoria să vă sprijinim, măcar moral, pentru lucrul acesta, să vă mulțumim pentru modestia dumneavoastră asupra calitatea asupra căreia vreau să insist foarte tare, pentru că în România există valori și există o cultură de foarte bună calitate făcută de oameni modești, dăruiți profesiunii lor. Despre ei ne propunem să vorbim. Vă mulțumesc și vă mai pun încă o dată întrebarea. Fericirea este doar în alb și negru, ca în fotografiile dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere? Poate fi și așa? Poate fi și așa, când e vorba despre fotografie, dar, cum să zic, o culoare care intră, un roz, sigur că... Dar eu nu. Eu color am lucrat întâi, asta trebuie să vă spun eu. Prima dată la întâlnire fotografie am lucrat color, să știți. Și cum ați ajuns la... Și de ce ați rămas în alb-negru când... Mă înțeleg foarte bine cu albul și negru, dar nu, aici nu numai alb-negru, este de la albul cel mai alb până trepte de gri și mă duc către negru cel mai negru. Negru cel mai, exact. Eu mă simt capabil să stăpânesc alb și negru și am făcut o nuntă aici a unui american care mi-a dat să-i fac color și de la mine am introdus un film alb-negru. Și am primit răspuns că a fost formidabil. Deci, mulțumesc pentru surpriza. A făcut în America, cum să zic eu, a câștigat toate, cum să zic, alb-negru. Admirația. Filmul alb-negru. Care... Mulțumim, domnule Ion Cucu, pentru această seară. S-a sfârșit, da, vă mulțumim, vă mai așteptăm și dumneavoastră vă spunem pe săptămâna viitoare. Trezește-te de dimineață. Ai un motiv foarte serios. Începe Floris, serialul care te ține cu sufletul la gură. Regia Paul Verhoeven, cunoscut pentru celebrul Basic Instinct. Cavaleri medievali și aventurile lor nemaipomenite în Floris. La TVR Cultural. Ordine, armonie, cosmos, lume și lumină, rânduiala, întâlnirea la care ne îndeamnă realizatoarea Cristina Struțeanu se străduie să mai țină deschisă fereastra spre adevărata lume a satului străvechi. Documentarul Rânduiala. Duminică, la TVR Cultural. Interesante, pe înțelesul tuturor, gratuite,
cursuri de limbi străine. În fiecare zi, cei mai simpatici profesori te așteaptă la lecție. Comunică. Învață să fii învingător cu TVR Cultural. Cursuri de limbi străine. În fiecare zi, de luni până vineri. O mulțime de titluri, mulți autori, cele mai proaspete succese de pe piețele literare occidentale. Ați ascultat vreodată copacii care cântă? Dar cântecul pământului. Știți că există pietre povestitoare? De când n-ați mai deschis lada de zestre? Vreți să vă amintiți chipuri de demult? Mari interpreți de odinioară? Marioara Murărescu vă propune o nouă întâlnire de suflet. De luni până vineri. Numai la TVR Cultural. Patrimoniu etnofolcloric. Inteligență, curaj, flair, sânge rece. Ea a reușit într-o meserie pe care puțini bărbați se încumetă să o facă. Polițist la omucideri. Polițist la omucideri. De luni până joi la TVR Cultural. Cultura în spațiul virtual. Cultura IT. În fiecare luni seară la TVR Cultural. Din trecut a rămas doar nostalgia, iar prezentul e numai dezamăgire. A venit timpul să-și facă ordine în viață. Până nu e prea târziu. Susanna York, Elliot Good și Michelle Pfeiffer în Dragoste Renăscută. Luni la TVR Cultural. Linia maritimă Onedin. De luni până vineri la TVR Cultural. Unii au fost uitați, alții au supraviețuit timpului, dar toți au schițat un portret al epocii lor. Pictor român, o fascinantă incursiune în istoria artei la TVR Cultural. Dacă vorbim de istorie și dacă vorbim de Holocaust, mie îmi place, am investigat mult Holocaustul, deoarece este ca Biblia, este un ocean de povești, de milioane de povești, fiecare poveste mai interesantă decât povestea lui Medea, Antigone și a Electrei. Vă zic că e infinit numărul de povești care există acolo, dar de asemenea mă pasionează faptul că oricine ar lua o opțiune asupra Holocaustului, se pune pe un nivel moral ipocrit. Pentru că nu poți să spui ăsta e mai bun decât celălalt. Deoarece toți, dar toți, sunt responsabili. Nu numai omul cu mustață. Toți sunt responsabili. Americanii nici gând să bombardeze căile feroviare spre Auschwitz, pentru că nu voiau să transforme războiul într-un război evreiesc. Comunitățile evreiești în America de Nord, mai ales în Canada și Statele Unite, n-au vrut să facă nimic, aveau o expresie. We don't want to rock the boat. Nu vrem să clătinăm barca, noi suntem o comunitate nouă aici, să nu clătinăm, să nu spunem nimănui
Nimeni nu a făcut nimic. Când nu se face nimic, responsabilitatea este totală. Și atunci, în această totalitate, cineva care stă pe un scaun, foarte prost scaunul ăla, nu-i confortabil, trebuie să știe că sub această agendă al responsabilității, cade și el. La deschiderea procesului de la Nuremberg, al marilor criminali de război, Jackson, acuzatorul principal din partea Statelor Unite ale Americii, a spus: cele mai bestiale și cele mai numeroase crime au fost cele plănuite împotriva evreilor. Istoria nu cunoaște crime îndreptate împotriva unei asemenea masă de oameni, crime săvârșite cu atâta cruzime premeditată. În paginile jurnalului pe care vi l-am lăsat ca pe un memento mori, sunt condensate suferințele mele, de fapt ale tuturor evreilor nimiciți printr-un nemilos program de masacrare. Departe de a fi cartea neagră a suferințelor mele, jurnalul meu este o cronică a destinelor și a dragostei mele de viață. Spectacolul ăsta accentuez arta radicală a secolului 20, care este arta supraviețuirii, nu arta picturii, nu arta teatrului, nu arta muzicii, dar a supraviețuirii. Cum o fetiță între vârsta de 13 și 15 ani, trecând de la pubertate la feminitate, devine prin prisma incidentelor actriță, cântăreață, dansatoare, scriitoare și așa mai departe. Această artă al supraviețuirii este arta necesității și arată încă o dată, cred, că supraviețuirea poate să existe numai prin prisma individualismului, prin prisma faptului că cineva își asumă responsabilitatea destinului și deviază de la colectiv ca să facă ce crede el. Deviație, revoltă, revoluție. Astea sunt cuvintele de bază ale Anne Frank și sper că publicul român, mai ales publicul tânăr, va înțelege ceva vis-a-vis de viața lui acum aici. Exersați. Micul meu jurnal, înainte de toate, este penultima stație, după care urmează neantul. El descrie un tranzit din viață spre moarte. Jurnalul meu este o evocare. Și acum tresar la cel mai mic pericol ce se conturează. Rememorez cele întâmplate de un dramatism extrem. Spectacol nu este despre trei familii de evrei care se ascund. Acest spectacol nu este despre victime, despre martire, despre oameni care suferă în roata istoriei. Această producție este despre bucuria de a trăi, de a crea și mai ales de a iubi.
Bucuria de a trăi este probabil partea cea mai primordială al existenței umane și toate personajele care deviază complet din povestea reală a Anei Frank, nemțoaica care trăiește în Amsterdam, care are o putere al bucuriei și bucuria de a trece peste fiecare lucru ca și cum acest lucru nu s-a întâmplat înainte. Fiecare lucru care oamenii trăiesc poate să fie ultimul sau poate să fie primul. Și în cauza asta trebuie apreciat și monotonia existenței trebuie ridicată de la nivelul de cotidian la nivel poetic și mai ales la nivel de bucurie. E o odă a bucuriei. Teatru este o proiecție de impresii, o proiecție de stări, de spirit. În spectacolul ăsta nu au început și nu au un sfârșit și în spectacolul ăsta se întâmplă tot timpul în ritmul unei muzici neauzite de spectator, deoarece această muzică reprezintă bucuria de a trăi. În fiecare din noi, când ni se ia posibilitatea de a trăi, ni se ia dreptul de a ne bucura, de a avea libertate, de a construi și suntem impuși să trăim într-o zonă de frică și de teroare, atunci această muzică, care este muzica care am auzit-o noi în epoca noastră de naivitate și inocență, în grădina Eden, această muzică ne acompaniază. Sper că spectacolul este despre inocență și despre lupta ca inocența să supraviețuiască. Faptul că facem un spectacol despre Anne Frank, Anne Frank nu a murit și nu va muri niciodată. Și atunci cântecul ei va continua să fie auzit. Ce mi se pare important de menționat este că un artist al supraviețuirii, un artist al bucuriei și al dragostei, nu este un artist care produce arta lui pentru faimă, pentru bani, pentru celebritate, dar pentru necesitatea de a trăi. Solzhenitsyn vorbește în Ivan Denisovici, cum la sfârșitul zilei Ivan Denisovici, un țăran rus în Siberia, cade în genunchi și mulțumește Dumnezeu că i-a dat încă o zi bună și fantastică în Siberia, dar ce a trecut prin ea. Anne Frank, fiind în altă clasă socială, are acest cântec care este format din multe alte cântece, multe muzici, care nu are un început și nu are un sfârșit. Dincolo de datele și faptele documentare pe care le-am consemnat, în micul meu jurnal redau atmosfera celor zile de dinainte și din timpul prigoanei evrești. Stare bizară, generată de ciocnirea dintre convingeri și îndoieli, amestec de încredere și disperare, de speranță și de deznădejde, de presimțirea morții cu dorința de a trăi, toate dominate de panică, de frică, de spaimă. Trăim într-o epocă în care informația voiajează foarte repede, în care imaginile și sunetele se contrapun una cu altele, în care posibilitățile noastre de a înțelege frecvențele lumii sunt mult mai bogate decât oricând. În cazul ăsta, Anne Frank, prin prisma faptului că ea trăiește fără să vadă, ea trăiește numai prin sunetele care le aude și prin imaginile interioare pe care le vede, viața obiectivă, realitatea obiectivă se întâmplă paralel, în același timp, cu realitatea interioară. Și ce bine ar fi dacă nu ne-am dat seama care este care. Pentru că în momentul în care realitatea interioară devine tot așa de clară ca aia cea exterioară, visul nu este o deviație a realității, dar o realitate integrată în existența umană.
Ce mi se pare aici foarte important este că cu aceeași ușurință care face orice gest de a scrie în jurnal, de a merge la toaletă sau nu știu ce, ea creează imaginile pe care le vede în capul ei. În momentul în care ea își imaginează, în momentul în care noi visăm, visul este primul prag al realizării. Visul nu este detașat de realitate, din contra. Visul este promisiunea realizării realiste și în momentul când l-am definit, în momentul când l-am scris, în momentul când l-am articulat, începe realizarea lui, traducerea lui în termeni reali. Să lăudăm mângâierile tale, ce mai dulci sunt ca vinul. Neagră sunt, dar la Ierusalim nu-i alta mai mândră ca mine. Sunt frumoasă precum corturile cedarului, precum covoarele pe care călca Solomon, regele. Cât de frumoasă ești, dragostea mea, cu ochii tăi de porumbiță. Cât îmi ești de frumos, mult iubitul meu, cât de drag îmi ești mie. Patul nostru e iarba cea verde a pajiștilor. Cedri sunt grinzile casei noastre, iar pardoseală ne sunt chiparoșii. Pașii spre moarte, așteptarea ei, frica teribilă. Ești foarte drăguță. Mă bucur. De ce? Că nu mă urăști. Te-ai schimbat? Și tu. Ai sărutat vreodată o fată? Odată. Cine era? Nu știu, eram legat la ochi, la o petrecere. Eu de două ori. La o petrecere.